Bună, draga mea! Bine ai venit la primul curs din nivelul Crăciun. Iată, am un tips pregătit în sensul că este doar mătuit și acum aplic această superbă culoare albastră care a rezultat din două nuanțe amestecate. N-are importanță, poți să-ți alegi orice albastru vrei tu, deci nu trebuie să-ți achiziționezi un alt tip de albastru, după care l-am uscat și mai aplic un alt strat. Ideea este următoarea, acest model tu poți să-l aplici în momentul în care ai terminat de finisat unghia, deci ai făcut practic umplerea cu gel și ai creat apexul, da? După ce am uscat ambele straturi de albastru, fără să degresez stratul de dispersie, cu acest burețel pentru ombre și cu un gel alb, eu am folosit gelul Carat French Over de la Gelaxio, de pe Tienda, dar poți să folosești orice gel alb. Și cu el încerc să fac puțin ombre. Nu mă interesează să fie perfect, nu mă interesează să fie foarte mărunt. Din păcate, eu nu am reușit să am prea multă grijă de bureței mei și am scăpat pe jos, așadar mai lasă scame pentru că nu mai reușesc să-i curăț perfect. Dacă cumva îți achiziționezi și tu acest tip de burețel, este un mâner cu vreo 4 sau 5 capete de bureței. Îl găsești pe unghifalseangro.ro, unde dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela 5%, primești o reducere de 5%. Apropo, vine și Black Friday, deci profită, sunt multe, multe chestii nail art acolo, superbe, la prețuri magnifice. Și mai ales că vine Black Friday, de ce nu? Așa, am aplicat de două ori acest tip de ombre, să-i spun așa, încerc să mai iau câte o scămuță de aici, ca totuși să nu am în relief ceva până la final. După ce s-a uscat și albul, aplic top coat. Eu aplic aici gel 2-in-1 Polish Base de la Diamond Nails. Topul meu favorit este bază și finish cu strat de dispersie pentru unghiuțe. Este bază bună, baza mea favorită și finishul meu favorit. Da, el trebuie degresat, da, pentru că are strat de dispersie. În continuare voi folosi 3D White Gel și Paint Gel White, ambele de la Noblesse Nails. Apropo, de la Noblesse Nails, dacă îți faci o comandă de minim 100 de lei, iar în secțiunea cod reducere voucher, scrii codul Ionela, primește reducere de 10%. Wow, nu? Bun, folosesc pensula Nail Art de la Diamond Nails. Atenție și pe Diamond Nails, dacă în secțiunea comentarii la o comandă de minim 100 de lei scrii codul Ionela, primește reducere de 20%. Acum, în acest moment, folosesc Paint Gel White. Atenție! Pe majoritatea parcursului acestui curs voi lucra cu aceste două geluri, Paint Gel White și 3D White Gel, ambele de la Noblesse, ce ți le-am arătat adineaur. Însă, prima dată, pe fundal, prima dată aplic Paint, apoi aplic 3D White. Aplic Paint exact în metoda asta în care ai observat deja, l-am uscat, iar acum vin cu 3D White Gel. 3D White Gel, nu degeaba îi se spune 3D, el rămâne în relief, se și lucrează puțin greu cu el, dar mie îmi place foarte, foarte mult. Nu știu dacă ai capacitatea să observi, dacă stai atentă pas cu pas la acest curs până la final, vei observa că până și eu, experta în ghilimele, prefer să spun în ghilimele, nu am reușit să lucrez foarte bine cu el în această etapă a primului brăduleț, da? Pentru că încerc să fac un brăduleț și la ultimele părți din cel de-al doilea brăduleț voi reuși să lucrez mult mai repede cu el. Eu lucrând și editând acest videoclip am observat și pe minute, pe secunde, căci partea asta, de exemplu, a creierii acestei părți albe cu 3D White Gel a durat 2 minute jumătate, pe când la ultimul brăduț, ultima parte din el a durat niciun minut să-l fac și m-am descurcat să-l fac chiar doar din 3D White, nu am mai făcut, să zic așa, o schiță din Paint Gel. Pentru că sper că ai înțeles, din Paint Gel fac practic o schiță, da? Ca să știu pe unde să merg apoi cu 3D White Gel, da? Ce formă să-mi fac.
Încerc să-mi aranjez să se cunoască, să zic așa, crenguțele pline am să zic, de varză, de zăpadă pe brăduț. Încerc să mi le aranjez să pară cât mai acrenguțe, bromurate sau cum se spune, de zăpadă. După care voi usca la lampă. Puteam să fac pasul următor în continuare, fără să usuc la lampă, dacă aș fi lucrat totul doar din 3D White Gel. Deci puteam să-mi pictez practic tot brăduțul, pentru că acest gel, nici celălalt paint gel, nu curge, dar în principiu puteam să lucrez totul până la capăt. Însă nici eu nu aveam cea mai mare siguranță că voi reuși fără să greșesc și sincer îți recomand și ție să faci acest lucru pe pași, pentru că dacă aș greși, să spun, am posibilitatea să degresesc o dischetă, da, zona greșită să o șterg, în timp ce cea care deja e făcută și e uscată va rămâne. Ei, dacă eu aș face totul de la cap la coadă, doar din 3D White Gel, în momentul în care aș greși, să zic, chiar la ultima etapă a brăduțului, la vârful lui, dacă vreau să șterg, trebuie din păcate să șterg totul. Continuăm următoarea etapă cu Paint Gel White. Din păcate, videoclipul e foarte lung și plictisitor. Eu l-aș fi grăbit, aș fi dat pe rapiditate mai mare a videoclipului. Însă, pentru că e un curs care îl plătește, am vrut să-l las în totalitate. Dacă cineva are răbdare și plăcerea să-l urmărească pas cu pas, secundă cu secundă, eu mă bucur și chiar te invit, pentru că astfel vei reuși să prinzi metoda mea de lucru, da? Schema mea de a lucra cu pensula, poziția mâinii și așa mai departe. Însă, cine nu dorește, poate să deruleze până la minutul 18-20, ceva de genul acesta, pentru că practic până acolo tot asta fac. Doar construiesc aceste rânduri din brăduț, ca apoi brăduțul să fie gata, frumos, alb. Aș derula și eu, da, aș merge și eu mai încolo cu vocea, pentru că pur și simplu nu mai știu ce să spun. Și practic exact asta o să fac, da? După cum spuneam, pur și simplu, prima dată îmi fac schița din Paint Gel White, o usuc la lampă, după care vin cu 3D White Gel peste și fac aceste urme de brăduți plin de zăpadă. Ce vreau să-ți mai spun, ca totuși să mă ocup timpul și să rămân alături de tine, este că dacă în momentul acesta ești abonată a nivelului Crăciun cu 10 dolari pe lună, ai posibilitatea totuși ca luna viitoare să-ți modifici abonamentul în data de, să zic eu, întâi, nici nu știu cum să mă exprim, pentru că în data de întâi se face noua plată și aș fi vrut să spun ceva de genul căci în data de întâi sau pentru luna viitoare să-ți modifici abonamentul pentru nivelul de întreținere. Astfel vei plăti 20 de dolari și vei beneficia și de acel nivel și de acesta, totul pentru 20 de dolari. Ce este încă 20 de dolari în plus? Încă 10 dolari în plus și să beneficiezi de ambele nivele, în celelalte povestindu-se și învățându despre întreținere. Absolut totul despre întreținere. Timp de o lună de zile vei avea acces și la întreținere, da? După care, în 31 decembrie, voi anula acest nivel, pentru că doar până atunci durează acesta și nu știu ce se va întâmpla, nu-mi dau seama sincer, cred că vei rămâne practic fără abonament sau vei rămâne pe cel de 20. Sincer, nu știu ce se întâmplă, dar atunci îți vei da seama cu siguranță și dacă vei dori, ori îți vei continua abonamentul pe cel de 20, ori te vei abona din nou, în caz că te scoate din abonament de tot. Țin să-ți mulțumesc pentru tine, pentru cea care ești aici, indiferent din ce nivel faci parte, din cel de întreținere sau doar din acesta de Crăciun. Țin să-ți mulțumesc că ești aici și fără tine eu nu aș fi ceea ce sunt, nu aș exista. Iată ce frumos se cunoaște, da, în relief, e magnific, chiar îmi place foarte mult cum se cunoaște așa în relief.
Eram în dubii, o să vezi la final cum arată, și eram în dubii dacă să-l las doar așa, adică doi brăduți albi în felul acesta, fără nimic altceva în plus, pentru că o să vezi că am mai făcut ceva în plus. Și chiar te rog să-mi lași un comentariu de dedesubt cu părerea ta, dacă să fi rămas așa doar în stadiul acesta brăduții albi și cu atât, sau e bună varianta finală, să zic așa, adică exact cum arată la final, cu pigment și cu tot ce mai este peste el până la final. De asemenea, te rog să-mi lași în comentarii și întrebări dacă ai, deși eu, sincer, nu văd ce ai putea să întrebi, dar nicio problemă, dacă totuși ai întrebări, poți să mi le lași într-un comentariu și o să-mi fac timp să-ți răspund la ele. Fie înapoi răspunzându-ți tot cu un comentariu, fie dacă întrebările o să fie prea dificile sau prea multe de la mai multe cursante, o să fac un video în care răspund practic la toate întrebările. Draga mea, încă un motiv, acum mi-am amintit, încă un motiv să-ți faci update la abonament pentru cel de întreținere, da, de 20 de dolari, este că în data de 1 ianuarie 2020 voi extrage 5 cursante care vor beneficia de cadoul meu, constând în între o oră și 3 ore de ședință cu mine. O ședință cu mine, în privat, nu știu, pe Messenger sau pe WhatsApp, vom vedea noi cum vom proceda atunci. Ideea este că în acea ședință vom vorbi despre întrebările tale în materie de unghiuțe. Bine, nu zic că dacă vrei să mă întreb câți ani am, nu o să-ți răspund, dar practic vom vorbi despre unghiuțe și te rog încă de acum, dacă ești din nivelul de întreținere, dacă nu, te invit să o faci, dacă ești din nivelul de întreținere, te rog să-ți faci o listă cu tot ceea ce vrei să mă întrebi, ca nu cumva atunci când norocul îți va surâde și vei fi extrasă, să nu ai lista și să stăm să pierdem timpul nesemnificativ pentru tine. Pentru mine nu o să fie nesemnificativ, căci eu deja are valoare pentru mine acel timp. Însă să aibă și pentru tine să rămâi cu ceva din acea ședință și să fii chiar fericită și mulțumită că ai fost extrasă drept câștigătoare și ai avut ocazia să îmi adresezi câte întrebări vrei tu în limita acelui timp, minim o oră, maxim 3 ore. Chiar soțului meu i-am trimis detaliile noului nivel, să zic așa, noilor surprize, și când a văzut că am pus acolo 3 ore în ședință din cadou, a spus: cam mult ai pus, puteai să lași doar o oră și la nevoie mai suplimentai tu cu încă o jumătate de oră, dacă totuși vedeai că nu termini într-o oră. Și eu am spus: nu-i nimic, eu am avut alte tipuri de ședințe ce le-am plătit, da, pe alte subiecte, pe alte domenii, la care am plătit, atenție, 100 de euro pe oră. Și o jumătate de oră mi s-a dus doar butonând laptopul, pentru că nu butonasem pe atunci laptopul de circa 2 ani de zile, sau un calculator, și nu știam să mai dau click-uri și așa mai departe. Și o jumătate de oră mi s-a dus din acea oră doar instalând o aplicație în care să discutăm, da, prin care să vorbim. Și a fost așa, ceva de genul, pur și simplu după acea oră, pentru că eu credeam că va fi doar o oră, așa cum mi s-a promis, m-a durut capul de stres, pentru că în acea jumătate de oră m-am stresat foarte tare, zicând: au, să-mi bag piciorul că, uite, am plătit 100 de euro și timp de o jumătate de oră nu am învățat nimic. Mi s-a dus jumătate de oră instalând o aplicație, că uite, asta e când nu te știi la laptop. Ei, draga mea, noi nu vom face așa, din experiența acelor ședințe. Eu voi intra în legătură cu tine, voi stabili data și ora ședinței și din timp îți voi spune pe ce platformă să intri, te voi pune să-ți descarci platforma respectivă dacă este nevoie și așa mai departe, ca totul să fie pregătit și să avem strict minim o oră până la maxim 3 ore din momentul apelului, da? Din momentul inițierii apelului. Să nu fii tristă, totuși n-am rămas doar cu o jumătate de oră de curs. Acel trainer a fost foarte drăguț și de aceea a fost inspirat soțul meu de la el și a spus: la nevoie mai suplimentai tu cu o jumătate de oră, pentru că exact asta a făcut acel trainer cu mine, dintr-o oră promisă, a stat totuși 2 ore și 10 minute cu mine în apel, deci a plusat foarte tare, pentru că a fost și el conștient că
Nu am învățat cât era de ajuns, cât avea el planificat să-mi predea. Însă, până la urmă, dacă luăm și pe cealaltă parte, omul poate avea o altă ședință imediat după ora cu mine și nu era obligat să stea să-mi acorde mie încă atâta timp în plus, încă o oră și 10 minute. De ce? El vroia să câștige 100 de euro doar într-o oră, nu în 2 ore și 10 minute, nu? Ce ar fi dacă fiecare din noi am promite ceva și ne-am face un target, un plan de bani, de business și tot timpul am sărit peste acel plan? Am pierde ori bani, ori timp, da? În cazul lui, bani nu, ci timp. Dar eu mai bine am dat o marjă de eroare de 3 ore ca să pot să mă folosesc de această marjă și în caz că se termină întrebările tale într-o oră jumate, numai bine închidem apelul într-o oră jumate. Dacă tu totuși ai întrebări cât pentru 2 ore și 50 de minute, foarte bine, eu atâta știam că ți-am promis, deci nu o să fiu deranjată să spun, au, astăzi am făcut o gafă, am promis o oră și de fapt eu am pierdut încă 2 ore, fără să fiu, să zic, în ghilimele, plătită, da? Pentru că dacă să o luăm așa pentru trainerul respectiv, în cazul respectiv, el a mai pierdut încă o oră jumate, timp încă o oră și 10 minute, timp în care el putea să mai câștige 100 de euro, da? Ei, eu am promis din start 3 ore ca să nu pierd nici eu, nici tu nimic, da? Sau tu să rămâi cu întrebări care nu aveai, nu ai mai avut timp să le adresezi. Sincer, să nu te plictisești de povestioara aceasta cu trainingul și cu trainerul, pentru că am vrut să o spun doar ca lipsă de poveste pe parcursul cursului. Nu am vrut să te supăr cu ceva povestind despre asta. Sper că ești mulțumită din tot sufletul. Apropo, ceva important care trebuie să specific, este scris și în cadrul nivelului. În acest nivel de cursuri voi posta în fiecare zi de luni un curs nou. Da? Deci, câte zile de luni avem în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, atâtea cursuri promit să postez. Da? Nu știu dacă te-ai prins. Promit să postez. Ideea este că dacă eu voi reuși datorită timpului să filmez mai mult de atât și să editez, voi posta chiar și mai mult. Dar nu promit. Promisiunea mea este că în fiecare zi de luni voi posta un curs cu modele de Crăciun, de iarnă, să zic așa, pentru că mă gândesc chiar să fac ceva și cu temă de Revelion. A, și apropo, dacă ești drăguță și chiar ai, și poate ai nevoie și tu, hai să ne ajutăm una pe alta și dăm niște idei despre modele. Ce modele vrei să mai filmezi, vrei să mai vezi? Eu am câteva planificate, câteva chiar filmate dinainte, dar mai este timp și să îmi sugerezi tu sau să îmi ceri, da? Unul la mână mă ajuți, da? Eu nerămânând în lipsă de inspirație. Și doi la mână, poate vrei tu anume să-ți arăt ceva și nu știi cum se face și ai vrea să vezi. Așadar, nu știu dacă poți comentarii poze, dacă nu se poate să postez în comentarii la acest video sau la videourile următoare poze cu modelul dorit sau sugerat, te rog să intri în privat cu mine, pe Messenger, da, pe Facebook Messenger sau pe Instagram, pe ce dorești tu, bănesc că de pe acolo m-ai găsit, m-ai cules. Și să-mi trimiți acolo, da? Să-mi scrii acolo. Sau dacă ai exersat vreun model, chiar aștept să-mi postez rezultatul tău. Sunt foarte curioasă să văd ce ți-a ieșit. Da? Ideal ar fi să ai anumite produse cu care eu voi lucra, să le ai fix pe acestea. Pentru că altfel s-ar putea să nu-ți iasă. Unde trebuie să le ai fix pe acestea am specificat sau voi specifica, unde nu, nu e neapărat, da? Nu voi spune nimic. Cum ar fi, de exemplu, în acest curs, este neapărat să ai 3D White Gel. Paint nu e neapărat, poți să folosești un alt gel alb. Sau să nu folosești deloc, dacă ești destul de experimentată în ale picturii. Însă, 3D White Gel este destul de neapărat, pentru că alt gel nu o să stea așa de tare în relief, așa de ridicat. Cel puțin o să stea până îl pui la uscat, iar când îl pui la uscat, ar putea să se autoniveleze puțin. Așadar,
Pune de o comandă pe Nobles și nu uita de codul Ionela, secțiunea voucher, cod reducere și primește o reducere de 10%. Dacă totuși pui o comandă pe Nobles, îți recomand cu cea mai mare căldură, asta face parte din nivelul de întreținere. Îți recomand cu cea mai mare căldură gelul Skin So Sexy de la ei și gelul G35, dacă nu mă înșel, o să-l folosesc într-un viitor video de Crăciun. Da, G3.5. Tot de la Nobles, este un gel roșu, superb, da, superb, e un roșu demențial, nu-ți pot descrie în cuvinte cum arată în realitate. Și nu am acum la îndemână, mai este o șosie de fată, două nuanțe de o șosie de fată au ei acolo, dar una îmi place foarte mult, poate ți-e-ți plac amândouă, ți le recomand cu drag. Și ce mai este tot la ei, este un albastru exact ca ăsta ce l-ai în videoclip și ăla ți-l recomand. Dar ce mai îmi place foarte, foarte mult, au gelurile acelea Paint, sunt 5 geluri color Paint și alea îmi plac mult. Și alea stau tot așa în relief. Și mai este Silver, design Silver și Design Gold. Alea două eu le folosesc în fiecare an de Crăciun și în general la modele, la mirese și la modele, la picturi. Deci sunt foarte, foarte frumoase, au o textură și o pigmentație maximă, 100%. Deci cu drag poți să-ți pui o comandă așa de vreo 200-300 de lei minim la Nobles. Mai ales că, atenție, dacă îți comanzi gelul Skin So Sexy Cover, nu știu dacă știi așa în general despre piață, despre business, să zic așa, dacă cumperi o sticlă de apă plată sau minerală mică, costă tot cam atâta cât și una mare. Așa e și cu gelurile. Mai rentabil îți iese să cumperi o cutie de 50 de grame decât una de 15 sau de 5 grame sau decât o fie ea. Da? Așadar îți recomand să iei cutia mai mare pentru că îți iese mult mai bine la preț, per total, la un calcul amănunțit. Bun, deja zici că nu mai știu despre ce să abordez așa în plictiseala mea cu acest video. Mai avem puțin, mai avem un rând și al doilea o să fie foarte rapid pentru că îți spuneam că l-am făcut doar din 3 de white gel fără să mai îmi fac o schiță cu paint gel white. Așadar nu mai este mult, abia aștept să ajungem în pasul următor să vezi ce am făcut mai departe. Să vezi ce splendid este modelul până la final. Tot din lipsă de plictiseală, nu din lipsă de plictiseală, lipsă de ocupație, tot din plictiseală mi-a venit acum ideea să-ți spun că dacă ești mulțumită sau nu, bineînțeles, aștept o recomandare de la tine. Aici în comentarii te rog să-mi lași un răspuns cum că ești sau nu mulțumită. Cum ai aflat de mine sau, nu știu, din ce nivel te-ai mutat în acest nivel sau de unde ai aflat de mine, ce te-a atras să te înscrii la cursurile mele, cum ai avut încredere să te înscrii, nu știu, formează o recenzie bogată, după cum îți spuneam, fie ea pozitivă, fie ea negativă, pentru că și viața asta este din frumos și urât. Așadar, accept și recenziile negative și pentru mine sunt de fapt constructive, nu sunt să mă doboare. Așa că abia aștept să-mi scrii în comentarii părerile tale, părerea ta și anume, deci să-mi spui ce ai vrea pe viitor, să-mi spui cum ai vrea să schimbi niște lucruri dacă ceva nu îți place, ce ai putea tu sau ce ai dorit de la mine în special ca eu să mă pot adapta și să văd dacă pot să-ți ofer și pot să îmbunătățesc ceva în privința a ceea ce-ți ofer ca tu să fii și mai mulțumită de serviciile mele. Și iată, aici fac deja modelul, brăduțul, doar din 3D white gel, fără a mai face o schiță din paint.
Abia așteptam să ajungem aici. Plus că nu e foarte ușor să vorbești așa profi, calculat și gândit timp de o jumătate de oră și în continuu, așa, fără să vorbească și altcineva, să doar un monolog să faci. Nu e foarte ușor și nu știu dacă mă credeți, dar la finalul înregistrării unui vocii pe un videoclip simt așa o durere a maxilarelor și a gâtului, a corzilor vocale. Iată ce frumos arată, iată ce bestial arată și aș putea să spun că, deși pare mai haotic brăduțul din stânga, pare mai natural, așa aș putea să numesc. După ce am uscat brăduții, timp de între 2 și 3 minute într-o lampă de 48W LED UV, dar tu poți suplimenta timpul la nevoie, pardon, am decresat cu cleaner brăduții, iar apoi vin cu un pigmentel Rainbow RA04, dacă nu greșesc, de pe unghifalseangro.ro. Acel pigmentel, am vorbit despre el și într-un ultim vlog pe canalul meu de YouTube, deci dacă cumva am greșit aici și chiar îl cauți pe site să ți-l comanzi, verifică, te rog, în video dacă am spus codul bine. Cu acest burețel aplic pigmentelul peste brăduți și peste topul degresat. Atenție, este foarte posibil să nu îți facă priză, să zic așa, să nu ți se lipească pigmentelul peste topul degresat. Dacă vei vedea că nu ți se lipește pe acesta, poți încerca varianta folosirii unui top fără dispersie direct. Sau dacă nici așa nu merge, atunci renunțăm la acest aspect atât de profi și îl aplici pe un top nedegresat, da? Pe un top cu strat de dispersie. Nu va arăta atât de sticlos, dar va arăta bine, da? Și așa, se va vedea pigmentelul. Îmi place foarte mult. Am uitat să-ți menționez momentul. Fără acest pigment, te întrebam adineaori părerea ta cum era mai frumos așa, fără pigmentel, doar alb și atât, sau e mai frumos așa cu pigmentelul și cu ceea ce urmează să fac, pentru că după ce am aplicat pigmentul, nu a trebuit să usuc la lampă, ci pur și simplu am desprăfuit surplusul de pigment, după care vin cu același top, cu gel 2-in-1 Polish Base peste, având foarte mare grijă să intre și în acele orificii de nivelări sau cum să le spun, ale brăduților, după care îl usuc și mi se părea mie așa prea palid, parcă tot nu-mi plăcea cum arată și am mai adăugat aceste punctulețe care le fac tot din gelul 3D White, după care usuc și mai vin o dată cu pigment peste și încă o dată cu finish și apoi degresez. Am spus povestioara înainte. Și acum, în timp ce registrez videoclipul, parcă tot nu-mi place ceva. Și mi-ar fi plăcut să desenez o lună și câteva stele acolo sus, între brăduți. Acum, în timp ce vorbesc și văd videoclipul așa, îl văd în postura, din postura ta de cursantă, îmi dau seama că ar mai fi trebuit sau că ar fi venit foarte frumos luna și câteva steluțe. Însă, mă gândesc că dacă ar fi să reflectăm 100% realitatea, dacă pictam luna, trebuia să nu fie albastrul acesta atât de închis sus, pentru că luna luminează de fapt și nu mai trebuia să arate a noapte. Însă, mie mi s-a părut contrastul foarte potrivit între albul brazilor și albastru acesta închis pentru a reflecta noaptea. Așadar, eu mă contrazic, eu desfac, eu dezleg și tot eu aleg, știți? Vorba aceea. După ce am aplicat acest pigment, mai dau o dată finish peste și apoi îl degresez și abia apoi este gata modelul. Însă tot spun asta înainte pentru că mi s-a terminat bateria și nu am apucat să filmez momentul în care degresez tipsul. De aceea tot spun dinainte ca tu să înțelegi. Doar atunci mi-a fost gata tipsul, în momentul în care am degresat încă o dată al doilea strat de finish. Așadar, mai sunt câteva secunde din acest
curs, îți mulțumesc încă o dată și de mii de ori și te iubesc și te apreciez pentru faptul că ești aici alături de mine. Acesta a fost primul curs de pe nivelul de Crăciun. Ne vedem la următorul. Până atunci, ai grijă de tine și te pupăcesc de nu te vezi. Pupici!